Pensiile speciale pentru aleșii locali s-au blocat din nou la Curtea Constituțională, în urma sesizării de neconstituționalitate a legii făcută de premierul Dacian Cioloș. Pentru a doua oară, în mai puțin de un an, parlamentarii au încercat să modifice legea privind statutul aleșilor locali și să acorde pensii speciale primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii Județene. Și tot de atâtea ori, premierul Dacian Cioloș a sesizat Curtea Constituțională a României cu privire la neconstituționalitatea acestei legi. Miercuri, Curtea a decis că Cioloș are dreptate. Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că legea pentru completarea legii numărul 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali este neconstituțională. Curtea a reținut că prin decizia numărul 22 din 20 ianuarie 2016, pronunțată în cadrul controlului a priori de constituționalitate, legea pentru completarea legii numărul 393 din 2004 privind statutul aleșilor lor locale a fost constatată ca fi neconstituțională în ansamblul său. În urma deciziei Curții Constituționale, Parlamentul a reluat procedura legislativă, a reexaminat anumite dispoziții ale legii constatate ca fi neconstituțională și a adoptat din nou aceeași lege. Potrivit Curții Constituționale, Parlamentul nu avea competența de a reexamina doar dispoziții punctuale din lege și trebuia început o nouă procedură legislativă pentru a se respecta prevederile articolului 147 aliniatul 2 din Constituție. De asemenea, Curtea a constatat că prin soluțiile legislative alese, Parlamentul nu a respectat întru totul exigențele constituționale stabilite prin decizia Curții Constituționale numărul 22 din 20 ianuarie 2016. Curtea a constatat încălcarea articolului 147 aliniatul 4 din Constituție prin raportare la exigențele constituționale referitoare la claritatea, precizia și previzibilitatea legii, conținutul normativ al legii reglementând cunar și defectuos atât stabilirea modului de calcul al indemnizației pentru limite de vârstă, în situația în care subiecții dreptului au îndeplinit mai multe tipuri de mandate, ca primar, viceprimar, președinte și sau vicepreședinte al Consiliului Județean, cât și natura juridică a acesteia, egalitatea în drepturi, legea acordând beneficiul indemnizației pentru limite de vârstă numai în privința anumitor aleși locali, și indicarea surse de finanțare a noii cheltuieli bugetare, întrucât legea, trecând această cheltuială publică la bugetul local, nu a reglementat un sistem de venituri apt să susțină plata indemnizației pentru limită de vârstă din acest buget, precizează Curtea Constituțională a României. Astfel, încercarea de recompensare a partidelor parlamentare a propriilor primari cu mandat la activă este din nou declarată neconstituțională. Potrivit legii adoptate de parlamentari, aleși locali, respectiv primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții Consiliilor Județene, cu vârsta standard de pensionare, puteau beneficia din 2017 de pensii speciale, cu condiția ca aceștia să fie avut cel puțin un mandat complet într-una dintre funcțiile menționate.